În timp ce majoritatea sportivilor sunt în vacanța de vară, Florin Nazare, reprezentantul Brașovului în boxul profesionist, este în plină activitate, chiar dacă recent a reprezentat România la o competiție de înalt nivel derulată în Franța. Am participat la o piramidă de box în Franța, unde am boxat cu campionul Belgiei, cu Ali Baguz. Meciul a fost strâns, am pierdut la puncte, dar în viață trebuie să mergem înainte. Următorul meci pentru care Florin Nazare se pregătește intens sub atenta supraveghere a antrenorului Ninel Ianculescu este programat la sfârșitul acestei săptămâni, mai exact mâine, în Austria. Multiversum Halle din Schwechat este locația în care Prince Anthony Ikeji, boxer în vârstă de 32 de ani, născut în Nigeria și stabilit în Germania, își va pune centura în joc în fața românului de 26 de ani. Acum mă bat pentru titlul TBA, pentru titlul de campion al Austriei, deoarece sunt afiliat la Federația Austriacă de Box și meciul va fi sâmbătă, va fi ultimul meci al Gale, 10 reprize și sper să fac un meci frumos și să fac românii care sunt în Austria și cei de acasă îi fac fericiți. În speranța că va obține o victorie istorică, Florin Nazare este hotărât să ofere și alte satisfacții publicului românesc în general, dar în special suporterilor brașoveni. Normal că anul ăsta vor fi mai multe lupte, acum sper să fie bine cu meciul acesta din Austria, după care va trebui să-mi apăr centura, dacă este să câștig centura, după care tot rămâne la programa sportivă care va fi din partea celor de la Federația Austriacă de Box. Brașoveanul Florin Nazare poate avea o carieră strălucită în boxul profesionist internațional, în condițiile în care va fi sprijinit și de alți eventuali sponsori, care s-ar putea alătura celor doi mentori care acum îi sunt alături. Pot mulțumi la două persoane care au stat în permanență lângă mine, ținând cont că boxul e un sport foarte greu. Le pot mulțumi lui Sergiu Chifu și lui domnul Ianculescu Ninel, care mi este și antrenor, care le mulțumesc enorm pentru că m-au susținut și atunci când am fost puțin un pas în spate, m-au consolat ca să merg înainte.